numărul profesori care se vor retrage, deci care vor ieși la pensie. Da? Dacă îi punem și pe aceia în calcul, va ieși o lipsă mult, mult mai mare. Bun, deci noi reținem că, din punctul acesta de vedere, România stă destul de bine. Rovinariu, din câte știu eu, nu se plânge de profesorii calificați. Dacă știți dumneavoastră, mă puteți completa. Dacă... Dar din câte știu eu, la nivelul localității Rovinar, la noi nu prea se pune problemă. Da? Și acum am ajuns la profesor calificat. Da? Ce înseamnă profesor calificat? Și aș vrea aici niște păreri. Aș începe cu copiii, să văd ce înțelegeți voi prin profesor calificat. Am vorbit până acum de profesor, de... Da? Ce înțelegeți voi că un profesor este calificat? Un profesor care are toate studiile terminate și poate să înceapă să predea într-o școală. Și e capabil. Deci are o diplomă. Copii, da. Bun. Ia loc. Altcineva are altă părere? Ia zi, Marilena. Ce înseamnă pentru tine că un profesor este calificat? Păi eu sunt de părere că tot așa, termină niște studii și intră în școală după 2 ani, că am zis că sunt 3 etape. Așa, ia să vedem, dacă știi și etape, să vedem cât de informată ești. De definitivatul, așa să văd dacă e capabil să intre în... Să rămână, nu, deci de intrat intră, face 2 ani de învățământ, da, deci predă efectiv la clasă și după aceea dă un examen mare. Acest examen se numește definitivat. Și ce-i conferă acest examen? Deci dacă ia definitivatul? Așa, poate să rămână, de exemplu, poate să rămână liceu pe viață, nu, în liceu aici, poate să rămână pe viață profesor. Și dacă nu ia definitivatul? Dacă nu ia definitivatul? Ce face? Uite, doamna zice, mai învață și mai încearcă o dată. Domnul inspector general spune, pleacă în producție. Care au dreptate? Deci, tu pe care îl crezi? Deci pe doamna Chiru sau pe domnul Badea? Păi depinde. Păi așa, după tine, în care ai mai multă încredere? Mai învață și mai dăm părere. Bun. Adică doamna Chiru, nu? Bun. Ce trebuie să reținem? Mai învață și mai dă o dată. Dar nu poate să mai dea și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Deci îi se dă o șansă, da? Nimeni, v-am spus întotdeauna, eu la lecție de diligenție vă spun, că orice examen în viață se poate repeta. Singurele care nu se pot repeta sunt examenele de la școala vieții. Da? Acolo nu putem să mai repetăm. Deci până și la definitivat, l-ai picat prima dată, nu ai fost suficient de bine pregătit, ți se dă șansa a doua oară. Dar nu ți se dau N șanse, și a treia oară, și a cincea oară, și a șaptea oară. Dacă nu iei acest examen, exact ce spune domnul inspector, dânsul a fost mai... Așa, te duci în producție. Deci, cu alte cuvinte, ai făcut degeaba facultatea, ai făcut degeaba studiile, nu ți se mai permite să fii profesor în învățământ. Sau, dacă ți se permite asta, numai în cazul în care e lipsă foarte, foarte mare și nu sunt pe specialitatea respectivă, ți se permite, dar din câte știu eu și vă rog să mă corectați, e plătire calificat, nu? E considerat ca profesor necalificat. Deci, practic, ți-ai pierdut toate studiile, dar atunci devine calificat și dacă există lipsă, te mai angajează, dacă nu, în producție. Bun, asta e o etapă. Nu mă așteptam să știi de ea. Știi și mai departe de etapa a doua? Știu că după 4 ani, adică așa. Un grad mai mare, bun. Așa trebuie să dai gradul 2. Ia așa. Gradul 2. Bun, tu ai folosit cuvântul trebuie. Eu nu l-aș folosi pe trebuie. Păi... Cu ce l-aș înlocui? Poți să. Da? Deci nu este obligatoriu să dai gradul al doilea. Acum, dacă ții la prestigiul tău de profesor, da? Și dacă vrei să progresezi în carieră, el nu trebuie, cum spui tu. Dacă vrei doar să rămâi așa cum ai fost, nu vrei să progresezi, nu-i cu trebuie. E cu se poate. Da? Deci ideea este că majoritatea persoanelor, deci cred că, nu știu, peste 90% sau, deci toată lumea vrea să progreseze și atunci toți, sau majoritatea dintre noi, dorim să dăm acest grad 2. Bun, mai departe. Am luat și gradul 2. Deci gradul al doilea. Nu știu câți ani care mai știu. Nu știu câți. Uite, cum să întrebi? Ai șansa, deci acum putem să facem un dialog. Ai aici, pe partea aceasta, numai specialiști. Pe partea aceasta ne-ai pe noi profesori care la fiecare, deci fiecare dintre noi am trecut prin aceste examene. Deci poți să întrebi pe cine vrei. Aș spera
așa la treaba cu Dăușa la Chiru. Ia, Marilena, hai să vedem. După câți ani, deci între gradul al doilea și gradul întâi, după, deci câți ani trebuie să mai profesezi, deci să mai capeți experiență, pentru că de asta se dau dintr-un număr în număr de ani. Astfel încât să capeți experiență, da? Deci cât, după ce ai gradul al doilea, câți ani trebuie să mai profesezi, ca să poți să dai gradul întâi? 4 ani, sau depinde, dacă la gradul 2 luăm media 10, după 3 ani poți să înscrii să... Ia uiți, un lucru foarte important. Deci se face o distinție între cei care sunt foarte, foarte buni, da? Deci cei care iau gradul al doilea și chiar și la definitiva se face. Deci cei care iau cu 10, deci nu 9, 9, 10, nu știu cât, 10 în cap, deci cei care iau cu 10 în cap, au șansa să dea cu un an mai devreme. Deci pentru cei care sunt foarte buni, se scurtează intervalul cu un an de zile. De ce? De ce face ministerul lucrul acesta? De ce legile? Păi cred că atât timp cât profesorul ăla lua 10... Așa? Nu știu, adică... Merită recompensa. Merită recompensa și se presupune că are capacitatea să facă într-un timp mai scurt ceea ce alții, deci să acumuleze experiența necesară într-un timp mai scurt decât alții care o acumulează într-un timp mai îndelungat. Bun, m-ai surprins cu rezultat, cu informațiile tale. Mai e cineva care are alte păreri despre profesorii calificați dintre elevi? Cred că ar fi, iertați-mă, cred că ar fi foarte bun inspector pe restul său mare, știe, etapele. Să știți că e și foarte înfiptă, acum e emoționată. Da, se pregătește, știi? Acum are puțin limba legată. Dar ia de felul ei și face ordine. Am uitat numai titularizarea. Păi nu știe, stați că încă nu s-a angajat. O aducem și la angajare. Bun, are cineva altă părere sau putem să întrebăm familie, profesori, comunitate, ce înseamnă un profesor calificat? Tu ai vreo părere? Bun, hai să întrebăm pe părinți. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un profesor calificat? Deci când spuneți că un profesor este calificat, din punctul dumneavoastră de vedere? La ultimul stadiu, la doctorat. Sau... Și dacă nu are doctorat, nu e calificat? Ba da, este și atunci. M-a deturnat Marilena, că îmi plăcea mult răspunsul Mădălinei. Ea zisese că pentru ea profesorul calificat este cel care are o diplomă. Da? Și eu mă pregătisem să o întreb pe ea. M-a întrebat pe mine dacă am diplomă, m-ai verificat? Deci am venit la tine la clasă, am venit în față și am început să-ți vorbesc. Da? M-ai verificat dacă am diplomă? Mi-a spus. M-ai întrebat? Doamna, dar este normal să aveți diploma de da. Și dacă nu am? Imposibil. Deci mai lua pe încredere. Sau ai zis că m-a verificat domnul director și altfel nu mă punea, nu-mi dădea voie să intru în școală. În cine ai avut încredere? În mine sau în autorități? Dumneavoastră. Ce ai zis? N-are atâta dubte, o să vină în fața mea dacă n-are diploma. În dumneavoastră, pentru că da, dar când aveți diploma, nu aveți putea în școală. Adică, bun, o să vorbim la alt punct al discuției noastre. La profesori. Ziceți și dumneavoastră, ce înțelegeți prin profesor? Că un profesor este calificat. Ce înseamnă pentru dumneavoastră un profesor calificat? Ne ajută cineva? Are pregătirea necesară pentru a preda în cadrul școlii. Bun. Pe partea asta ne ajută cineva? Domnul director? Când ne considerați profesori calificați? Completare în specialitatea postului. Studiile să fie în specialitatea postului, abia atunci intrăm în categoria cadrelor didactice calificate. Altfel intrăm pe partea cealaltă la cadre didactice necalificate, sigur că observațiile făcute de dumneavoastră că pot să predea și dumneavoastră. Trebuie să aibă competențele necesare postului respectiv. Concret, profesor de limbă română, de matematică, fizică și așa mai departe. Bun. Acum, deci ne-am lămurit ce înseamnă profesor calificat. Aș vrea să insist nu foarte mult pe motivația profesorului și a elevului. Și o să vedeți de ce nu vreau să insist foarte mult, pentru că eu consider că ea este un lucru evident. Acum, ideea este voi ca și elevi veniți la școală. Și acum o să pun întrebarea, de ce veniți la școală? Și aș vrea să fiți cât puteți de sinceri. Deci care e motivul pentru care veniți voi la școală? Deci vă scot de acasă? Vă scot afară? Nu. E cineva. Deci unii trimit părinții. Alții? De ce? Ca să
Deci unii zic să ne informăm, alții să învățăm. Tu din plăcere, ce-ți place la școală? Ce anume? Ai zis în plus. Nu neapărat din plăcere. Păi nu, l-ai zis că și... A, deci nu din plăcere, l-ai zis să mai fie ceva acolo? Ia zi, Mădălin, tu de ce vii la școală? Pentru a-mi îmbunătăți cunoștințele și a învățat lucruri noi. Doamna, eu vin să fac un viitor. Că fără școală, nu te angajezi nimeni. Bun. N-avem aici una dintre fetele foarte, foarte aranjate, dar uite, hai să iau pe Denisa. Tu de ce vii la școală? Că tu ai un motiv. Îmi pare rău că nu e Andrada, deci mă gândesc la Andrada, dar nu e aici. Păi, venim ca să aflăm lucruri noi. Tu, mai ai un alt scop. Deci pe lângă aflăm lucruri noi, așa, mai ai un scop. Păi nu știu. Uite, deja îl spui, jumătate, eu îl știu, de jumătate faptul că ai pus mâna la gură, jumătate îl știu. Hai zi, du cu Marilena. Voi de ce mai veniți la școală? Unul din motive. Da, de ce mai să vin la școală? Așa, și tu mai ai un motiv cu Denisa. Să râdeți. Să râdeți, să vă simțiți bine. Deci veniți să interacționați cu colegii voștri și veniți să vă simțiți bine. Deci nu veniți acolo să stați încruntați, nu veniți să stați, da? Deci voi două sunteți exponentul la voie bună, da? Deci voi veniți să vă simțiți bine. Din păcate, sunt destul de mulți care uită că vin la școală pentru a învăța, pentru a căpăta informații noi. Sunt destul de mulți cei care vin să se simtă bine, vin să discute cu colegii, vin să-și etaleze hainele, pantofii și așa mai departe, da? Bun. Acum, profesorii. Sunt și ei oameni, da? Deci cum elevii au o motivație ca să vină la școală și profesorii trebuie să aibă o motivație ca să vină la școală. Și acum, eu o să întreb pe colegii mei, de ce vin trânsi la școală? Ce vă motivează? Uite, Roxana, pe... Da, de ce vii tu la școală? Păi, la început, când m-am angajat, veneam pentru a preda. Pur și simplu, nu neapărat pentru salariu. După aceea, pe parcurs, când îți întemeiezi o familie, ai nevoie de bani. Și devine o dublă motivație. Adică vii și pentru a-ți exercita profesia, dar și pentru acea sumă de bani. Florin, tu de ce vii la școală? Pentru această activitate. Întotdeauna am făcut. Bun. Deci la tine e provocarea, înțeleg. De cum o știu? Mi-am dorit să lucrez în învățământ.